După 15 ani, Corvinul Hunedoara este la 90 de minute de a promova în Liga Secundă, după ce Corbii Albaștri s-au impus cu 2-0 pe terenul Unirii Ungheni, după un meci pe care l-au controlat aproape în totalitate. Lupu și Garuti au marcat spre bucuria celor peste 400 de hunedoreni care au făcut deplasarea în județul Mureș. E o încărcătură aparte, mai ales că joci cu echipa din seria ta, o echipă pe care ai bătut-o de fiecare dată, ai câștigat împotriva ei, chiar... E adevărat, nu am câștigat detașat în afară de două meciuri, restul au fost meciuri strânse, cum a zis și antrenorul lor, dar eu cred că diferența un pic de valoare între cele două echipe s-a văzut și s-a văzut și pe tabelă. 90 de minute în care am încercat să dăm totul pe teren, să ne câștigăm fiecare duel și fiecare părticică a terenului. Cred că în mare parte ne-a ieșit, având în vedere și rezultatul și jocul prestat. Cred că atitudinea noastră din ultimele 3 luni jumate de după cantonament încoace a fost una, cum să zic, foarte pozitivă și foarte ok din partea tuturor și cred că avem un grup extraordinar, poate și de multe ori ne este mai ușor să intrăm în febra meciului. Suntem la 90 de minute de a scrie istorie, cred eu, după 15 ani să reușim să promovăm cu această echipă. Mâine, 7 iunie, de la ora 17:30, toți microbiștii și susținătorii echipei alb-albastre sunt așteptați pe stadionul Mihail Klein din Hunedoara, când se va juca returul cu Unirea Ungheni. Alături de Corbi sunt așteptați mii de hunedoreni care să încingă atmosfera și să îi susțină pe corviniști, așa cum au făcut-o și în deplasare. O atmosferă foarte frumoasă, mai ales pentru un meci de deplasare. Sunt alături de noi ca de fiecare dată, ne susțin necondiționat, le mulțumim pe această cale și sperăm să umplem stadionul. Hai Corvinu!